Țin, apoi pentru Pleașcă, Nistor. Combină cu destulă dezinvoltură Gorjeni în preajma careului advers. Acum o centrare bună pentru Matuleviciu și reluare cu capul pe lângă poartă. Prima ocazie acestei partide. A curs bine această fază de atac. Andurii demonstrează chiar și în acest debut de partidă că nu degeaba este echipa cu cea mai bună posesie din Liga 1. Filozofia e simplă, Pandurii atacă foarte mult, iar adversarii ajung foarte rar în poziție de finalizare. Foarte bine face aici o piruietă Răduț, apoi șutează, ajunge pe lângă poartă. Pare în formă Răduț. Ciupe, lângă de linie pentru Dinu. E bună acum pentru Panduri. Maxim are destul de mult spațiu, își depășește ușor adversarul. Aici continuă Maxim, minge scoasă la 16 metri, șut periculos al lui Nistor. Foarte puțin pe lângă poarta lui Balaur a trecut această minge. Excelentă faza lui Maxim, venit fără marcaj Nistor. Omul care în general accelerează foarte bine, dă o pasă excelentă aici pentru Clayton, nu are însă cui să-i centreze. Continuă Clayton de unul singur, în care o scoate pentru șutul lui Dos Santos, defectuos. O fărâmă de fotbal de calitate există și în jocul universității. Am văzut câteva combinații de efect. Dă o minge foarte bună aici pentru Clayton, continuă Dos Santos, alunecă acolo Pleașcă, îi permite lui Dos Santos să se așeze pentru o centrare, pătrunde Dos Santos și este lovitură de la 11 metri. Este decizia lui Iulian Dima. Alex Dos Santos ține de minge și vede înțeles că nimeni nu i-o poate lua decât după ce va executa această lovitură de la 11 metri obținută tot de el. Greu de spus, a fost împins în primă fază, parcă ia piciorul Pleașcă aici, aici se va vedea cel mai bine. Lovește mingea înainte Pleașcă, dar tință, cred că e și o imprudență, oricum și poziție de offside înainte. Asta este greșeala asistentului. Și Viorel Dinu, cel care a transformat penaltiul din partida cu CFR la scorul de 0-0 în minutul 19, atunci când fanii clujeni au pregătit o coreografie superbă pentru a celebra 93 de ani de existență. Dinu din nou la penalti, de data aceasta ratează, ce execuție slabă! Mult prea sigur pe el aici, golgheterul universității. Foarte slab, nici măcar bine plasată această minge. Ca la antrenament, această fază a rezultat lovitura liberă pe care o vom urmări în continuare. ...30 de metri, perpendicular pe poarta lui Balauru. Răduț execută bine minge care trece din nou pe, puțin pe lângă poarta lui Balauru. În această seară, la Digi Sport 2, o partidă extrem de interesantă din campionatul Franței. Echipa lui Mutu, Ajaccio, primește vizita echipei lui Bănel Nicoliță, Saint-Étienne, una dintre surprizele plăcute din Ligue 1 în acest sezon. La Digi Sport 2 și Clayton, cel care câștigă acest duel aerian, Paulinho. Paulinho este ajutat de Ciupe în partea dreaptă. Paulinho până la urmă centrează și foarte bine face. Este 1-0 pentru Universitatea. Dinu se revanșează după greșeala de la penalti și deschide scorul în minutul 38. Excelentă fază pe partea dreaptă a Universității. Dinu scapă de marcaj la bara a doua și îndeplinește o simplă formalitate. Dinu
Excelentă ideea lui Paulinho, aplicată perfect pe frunte, îi pune această minge lui Dinu, care nici măcar nu trebuie să sară. Rusu nu poate decât să asiste la faza golului și la finalizarea lui Dinu, care ajunge la cota 7 în acest sezon. Dinu execută, merge trimis la marginea careului, mic, ocazie din nou pentru Universitatea. Foarte aproape acolo Clayton. Minge trimisă însă peste poartă. Continuă să fie periculoasă Universitatea. Panduri continuă Nistor foarte bine pentru Voiculeț. Așteaptă și primește acum în partea dreaptă Maxim. Centrare din prima. Minge la Voiculeț. Pe piciorul stâng Voiculeț. Intervenția lui Palauru. Ce fază frumoasă și ce paradă are portarul Universității. Voiculeț este pentru prima dată la rampă în această partidă. O execuție de mare fotbalist, excelent, și a potrivit mingea pe piciorul. Excelent, poate continua această fază. Are o viteză în plus acolo Clayton, însă intervine exemplar Vlad. Situație delicată din nou pentru Pandurii pe faza de contraatac a Universității. Acum Clayton ajunge primul la această minge. Clayton agață însă lingote. Ce ocazie irosește Clayton în acest moment. Viteză foarte bună, nu reușește însă să devieze destul această minge. Lingote a chicit partea pe care își va face mingea Clayton. Maxim, meciul e foarte atractiv în aceste momente. Voiculeț încercat pentru Maxim, tot Voiculeț reușește din a doua încercare. Matuleviciu, Țâncareu, șut slab pe mijlocul porții. Iată exact ce spuneam în prima repriză. Pentru Paulinho, ce pasă bună, da, aici ciupe mai departe Paulinho. Clayton, Încareu, Clayton, ratare. Se pierde cu firea Clayton în fața porții. Două mingi puse pe tavă pentru Clayton în această partidă. Ambele în zonă centrală. Probabil îl vom vedea pe Octavian Drăghit. Clayton ajunge la această minge, situație excelentă din nou pentru Universitatea. Clayton, Încareu, Clayton, până la urmă dă pasa care trebuia să o dea mai devreme, însă apare de nicăieri Mamele. Absolut uluitor cum ratează Universitatea. Clayton la a treia fază din nou nu trage și până la urmă scoate această minge pentru Drăghici. Mamele însă anticipează excelent. E 1-0 în continuare pentru Universitatea. Nistor, Nistor, o pasă bună, n-a fost offside, gol Pandurii! Surprinzător, Rusu apare acolo și înscrie golul de 1-1. O fază desfășurată din nou în flancul drept al Pandurilor. O greșeală de marcașii a lui Rusu la golul marcat de Universitatea. Iată însă, Rusu reușește să-și răscumpere și el greșeala. Excelentă faza lui Nistor, poziție de offside. Poziție de offside la Rusu. Arbitraj cel mult modest în această seară. A doua greșeală a lui Mircea Orbuleț. Iulian Dima
va elimina degeaba pe Preașcă. Carte din poziție regulamentară aici Drăghici, rămâne Drăghici în semingote, are și noroc. Ce meci dramatic avem. O centrare la colțul scurt, minge reluată de două ori, însă scapă cu fața curată Panduri. Minge retrimisă la marginea careului, se încurcă acolo Clayton cu Dos Santos. Cred că Alex Dos Santos avea însă o poziție mai bună. Nu a fost Clayton, ci Cristu Paraschevas. El a reluat aici cu capul și iată cât de puțin îi lipsește și lui Drăghici. Cred că a încercat o recentrare, într-adevăr. N-a fost deloc rea intenția. Încă o ocazie mare pentru Universitate. Ciupe trimite în centru. Vasile Gheorghe. Năstăsie. Șutul lui Năstăsie reține mingote. N-a fost deloc rea ideea lui Năstăsie. Minge care atinge pământul și sporește gradul de dificultate pentru mingote.